Bun venit la Scena Sportului, dragi telespectatori, astăzi vom vorbi despre altele marțiale și l-avem invitat pe domnul profesor Manole Mircea, reprezentantul Shotokanului în orașul Rădăuți, un reprezentant vechi, unul dintre cei mai vechi practicanți de arte marțiale din municipiul Rădăuți. Domnule profesor, bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitația dumneavoastră și vă mulțumesc frumos pentru telespectatorii care ne urmăresc cu această emisiune. Domnule profesor, haideți să ne destănuiți puțin din tainele Shotokanului și să ne povestiți despre începuturile acestui sport în Rădăuți, pentru că, așa cum am menționat în debut, dumneavoastră sunteți unul din cei mai vechi practicanți și ați avut onoarea, privilegiu să pregătiți mult sportiv la viața dumneavoastră, iar vremurile dinainte au făcut ca să practicați acest sport într-un cadru mai clandestin, dacă putem spune așa, da. Pentru că așa a fost în trecut. Da, domnule meu, au fost vremuri întreveri dure, vremuri comuniste, în care se interzicea artele marțiale ca să nu fie ceva deranjant pentru securitate, pentru regimul de atunci. Însă chiar și atunci s-a făcut antrenamente foarte puternice. Copii foarte buni am avut atunci, pentru că nu erau influențați de electronic, de libertate de acum, care este prost înțeleas. Erau copii mult mai entuziaști, mult mai puternici, mai sănătoși. Bun. Am început în Rădăuți exact când am venit de la Universitatea din București, în 86, și primii mei elevi în karate au fost cei care continuă și acum. Ucloha, care face combat acum. Coloama lui, care este mare sportiv. El practică acum Kyokushinka în Germania. Da, și are și multe medale și a fost și campion. Ukulohaza Ushu Sanda în momentul de față. Da. Florin Rădăcină, ăștia printre primii. După aia am avut încoace pe Tofănescu, iară, care acum este la Iași. Am avut pe unul Lucian Marian foarte bun. Bun, am avut mereu. Problema este că cum se termina ciclul liceal, ei plecau. Unii continuau acolo unde au plecat, alții s-au lăsat. Odată cu familie, odată cu munca, odată cu serviciile. Ce să vă spun, rezultatele nu prea au fost sportive pentru că nu aveam voie atunci. Dar copiii erau entuziaști. Cum vă desfășurați antrenamentele și unde? Asta, foarte pentru dificil. Că cei tineri nu știu cum făceați dumneavoastră pe vremuri cu lumina stinsă. Am profitat de amabilitatea și înțelegerea atâta școlii, mai ales pe vremea ce era la Hurmulaci, era domn profesor Crețu, care și el era un sportiv și înțelegea bine că avem nevoie de acest sport și ne lăsa seara cu lumina stinsă până la ora 9, până la ora 12, la ora 1 mergeam printre monouri prin Rădăuți. Așa de mare entuziasm. Bun. După aceea dimineața, iară la 4-5 dimineața, și domn profesor era amabil cu noi, chiar dacă le aranjam tot timpul, la orele acestea, care orice om e acasă, cu familia, cu... Și copiii veneau, am avut sute de copii. La un moment dat am avut 200 și ceva de copii și când s-a atins acest număr și n-am mai avut loc la Hurmurat, ne-am dus și am făcut la Herdelie, în Rumeguș, acolo, unde erau și caii. Domnul director Boicu, Anțeleș, domnul profesor, bă, dau aici, uite, se face. S-am făcut acolo o perioadă, erau foarte mulți copii. Da. Imediat cum a venit Revoluția, după Revoluție, foarte rapid a decăzut, ca în orice sport, a decăzut practica și numărul de copii și practica și interesul pentru... Este o problemă în care... A venit acel cadru legal care v-a permis să participați la competiții. Vedeți, aici este problema, că a venit libertatea. Însă libertatea a venit la orice. Atunci copiii când făceau karate era o ieșire din ceva foarte restrictiv. Acum, era o refulare a lor către libertate, exact, dacă putem spune așa. Exact. Ei știau că încalcă ceva, fac un lucru, practic ei îl considerau că făcând ceva, acest sport fac o ilegalitate și forma de protest, dar și ceva extraordinar de frumos pe care ei nu aveau ocazia în viața cotidiană, pentru că atunci copiii erau cam pinuiți, munceau, era un regim foarte dat, și în familia lor unde trăiau copiii. Ei, când veneau la antrenament de copii, ei se decideau. Și... Bun, și eram așa o prietenie, indiferent de cine eram, sensei sau elev. Acum a venit libertatea cu toate drepturile ei. Copiii sunt bulversați. Nu știu ce să mai aleagă. Își împart mintea cu o groază de libertăți, cu o groază de drepturi, cu o groază de... Și
derutant chestia asta pentru a mai face sport. De ce? Pentru că mai un calculator, mai o cofetărie, mai un nu știu ce, o plimbare, nu știu ce, sau pentru alt copii, o viață mult mai grea, din bune financiar, trebuie să muncească, trebuie să facă. Ei, au venit aceste perturbări sociale și mentale, așa, și ei nu mai au puterea să mai... Da. Ați spus că începând cu vremurile după Revoluție, numărul copiilor a început să scadă. Bănuiesc că treptat și interesul pentru acest sport, pentru unii dintre tinerii care ar fi vrut să practice arte marțiale. Bine, acum avem și diferite ramuri, cum a spus dumneavoastră, s-au desprins, atunci era Shotokanul, toată lumea făcea Shotokan. Acum avem diferite ramuri în artele marțiale, fiind mai multe ramuri, copiii s-au disipat, s-au dus către mai multe discipline. Cum a decurs de-a lungul vremii această pondere a tineretului către practicarea artelor marțiale? Cam câți copii aveți în momentul de față și unde vă desfășurați activitate? Deci, imediat după Revoluție, numărul copiilor a fost 30-40, de la 200-250, vă dați seama, a scăzut foarte rapid, iar acum am 10-15. Nu reușesc mai mult să depășesc de acest număr, din mai multe motive. Dar este greu și dumneavoastră, și cu serviciu, și cu probabil și un spațiu, ca asta vreau să vă duc. Da, cum faceți acum și unde? Cum reușiți să împărțiți timpul? Eu am făcut întotdeauna la Colegiul Tehnic, în sala de sport acolo, și mulțumesc domnului director Tugurea Gheru, pentru că permanent a fost înțelegător să ne aprovizioneze cu spațiul respectiv. Dânsul este și el un sportiv în domeniul, adică practică o oră de lucru. Este un om care ne înțelege foarte bine. Dar copiii sunt obosiți pentru că sistemul de învățământ este dat peste cap. Aureși dimineața, aureși după amiază, este bulversată. Asta. Plus munca în familie, că mulți fac naveta, mulți au situații. Și părinții, așa, avem foarte multe familii cu părinți în străinătate, unde copiii sunt lăsați pe seama bunicilor și de aici iar apare alte. Ei, și toate acestea vin și îi taie lui dorința sau energia de a mai face sportul acesta. Deci, sportul ăsta este foarte frumos, pentru că este făcut din niște mișcări simple. Da, e din mână și din picior. Nu e mare lucru în esență. Dar spuneați înainte de emisiune, domnule, trebuie să înțeleagă lumea că artele marțiale nu înseamnă că te duci și te apuci de ridicat greutăți, să-ți faci, exact. Te doară spatele, să nu te ții. Vorba de asta. Leul, vezi, leul văzând în haltere. El își menține forma prin alergare, prin practică vânătorie sportivă, leul. Deci nu e vorba de... Pe când oamenii au o concepție și în privința, ți-e bine că ai deschis subiectul pe chestia asta, domnule, mă duc la sală. Fac mușchi, înțelegând că ei fac condiție fizică. Nu e adevărat. Nu e deloc adevărat. Faci masă musculară, atâta. Corpul ai nevoie de mișcare, dinamică. Omul a fost făcut agricultor la început, se cățara prin copaci și se bătea cum se bate animalele, în sensul că s-a apărat familia. Adică omul se mișca în continuu. De-aia eu spun, în glumă, spun că am oameni cu care colaborez doar prin SMS. Adică seg, mișcare și spiritualitate. Cei mai mult prin MS, adică mișcare și spiritualitate. Bun. Astea trei sunt fundamentale pentru omul sănătos. Dacă te uiți la populația din Rădăuți, domnul Costație, în cel mai modest, cum să spun, adevăr, spun că cam peste 60% din populație e bolnavă. De ce? Pentru că oamenii ce spune? Bă, dacă nu mă doare ceva, sunt sănătos. Nu! Eu am un principiu. Câinele este sănătos când dă din coadă și latră. Adică e bucuros. Oamenii când se mișcă, fac sex și au și spiritualitatea, sănătatea mentală, aia e sănătatea. Că oamenii arată bine, îmbrăcați, că merg doar pe stradă, aia e sănătate? Întrebare. Deci, acest sport, Shotokanul, face omul sănătos, cu alte cuvinte. Așa că dacă de aici condensăm exact tot ce am vorbit până acum. Exact. Și dumneavoastră, în toate discuțiile care le-am avut cu dumneavoastră, ați recomandat și ați spus tot timpul să lase lumea copiii să facă sport. Tot timpul și pe site, și la școală, cu copii, toate vorbe. Le spun la copii că de acum ei se îmbolnăvesc. De la clasa, din clasa 9, din clasa 10 se îmbolnăvesc. Ei aleargă. Cât aleargă? Ei se bat, ei fac mișcări, ei fac... Dar cât? Ce-am vrut să vă mai întreb, domn profesor? V-ați plâns de faptul că acești copii practică sportul doar atâta timp cât sunt la școală. Păi, dumneavoastră aveți, sunt convins că aveți și sunt și din ciclul gimnazial, dar majoritatea bănuiesc că sunt cei care sunt la liceu. Da.
Ce se întâmplă cu ei după ce termină liceul? Se îndreaptă spre facultăți sau, mă rog, unii renunță la, la școală, poate, cum ați spus dumneavoastră, pleacă în străinătate lângă părinți. Ați mai avut copii care au continuat, nu știu, la nivel înalt sau atunci când le-a permis timpul, au venit în continuare la antrenament pentru a se simți efectiv bine, pentru a face sport pentru sănătatea lor? Vedeți, este o problemă fundamentală în învățământ, anume școala nu mai face legătura cu economia, nu mai face legătura cu viața socială. Pentru că în țara asta lucrurile sunt degradate pe multe nivele și școala automat este influențată în chestia asta. Deci școala întotdeauna, am avut încredere în școală. Pe mine școala m-a format în toate privințele. Și cu sportul, și cu limba străină, și cu chimie, și cu matematică, și cu fizică, și cu religie chiar, cu toate. Da. Problema este următoarea. Copiii sunt interesați financiar, sunt interesați materialist. Și atunci îi pun problema pentru ce să fac. Eu vreau să am bani, eu vreau să am un serviciu. De asta și la școală, pentru ce să învăț eu chimie, matematică, fizică sau limba engleză sau ce? Dacă nu iese banul de aici, gândirea aceasta materialistă care probabil că i-au și de la părinți, având în vedere mediul ăsta sărac din România, îi face ca să nu mai facă nici sport, nici să învețe la nivelul celui de școală și celui și de viață. Și e foarte greu să-i conving. Stau de vorbă cu ei, măi, oameni buni, faceți sport, copii, faceți sport nu pentru neapărat o carieră, ci pentru viață, pentru sănătate. La fel, învățați nu pentru că urmăriți neapărat. Deschideți mai multe uși, alegeți în viață o posibilitate din mai multe posibilități. Unde te duci tu mai ușor acolo. De-aia trebuie să înveți bine în școală, ca să ai mai multe posibilități, să-ți cauți un serviciu și la fel și cu sport, să fii sănătos, să fii frumos la bătă de ei. Este o întrebare pe care eram pregătit ca să vă adresez. Ajută sportul la îmbunătățirea performanțelor școlare? Da, foarte mult. E, asta e altă problemă și mă bucur că atinge și problema asta, pentru că și la copii le spun, copiii care fac antrenament, ei dezvoltă foarte multe calități, printre care și calitățile mentale, psihice, concentrarea, disciplina, liniștea interioară. Automat înțeleg ei ce înseamnă un sistem de comportament, de gândire, un sistem social, cum să se comportă într-o comunitate de indivizi. Pe de altă parte, vedeți, aici este principiul mensana în corpul sano. Adică, ei, dacă fac mișcare, corpul e sănătos, automat și mintea e sănătoasă. Automat și mintea e ageră, mintea e rapidă, receptivă. Copiii care nu fac sport, nu fac mișcare, nici mental nu sunt receptivi, nici creierul lor nu este îndreptat spre... Performanțele lor școlare sunt foarte mari. Toți copiii care sunt la grade învață bine. Și mai este o, dacă putem spune așa, o cutumă în artele marțiale, că cei ce practică arte marțiale totdeauna sunt mai, este contrar sportului pe care îl practică. Deci arte marțiale, bă, acum ați venit să dau cu pumnul, dau cu piciorul, e vorba de un sport de contact, cu lovituri, este exact contrariu, adică ei devin mai calculați, mai chibzuiți, scizelați, atunci când... Să zicem că cineva îi jignește sau îi practică, îi atrage spre un lucru care nu ar fi normal. Procesează informația mult mai corect, sunt mult mai calculați, știu să separe binele de rău și sunt în tot timpul, știu să aleagă ceea ce este bun și sunt calculați, nu sunt din, nu răspund cu violență, nu fac lucruri care ar putea să le regrete pe viitor. Așa este? Nu, Costate. Întâi, un lucru pe care eu ca profesor l-am modificat la elevi și care îi deranjează foarte mult în procesul de învățământ. Atenția. Nu sunt atenți. Nu pot fi atenți, nu se pot concentra. Acest lucru la antrenamente îl învață foarte bine. Și în momentul când cineva nu este atent la antrenament, îl întreb. De ce nu mă urmărești? De ce nu ești cu privire la mine? Îi învăț să se uită la mine. Eu mă uit la ei și se uită la mine. În felul acesta e focalizat atenția prin privire. După care vorbesc un pic mai ferm. El nu înțelege o jignire, el înțelege o alertă, o situație importantă la care trebuie să reacționeze. Pe urmă, înțelege viteza de reacție. Sportul acesta te învață foarte mult să acționezi atunci când trebuie. Nu mai târziu, nu să tărgănezi, nu să... Ei, toate aceste lucruri ei le aplică după aceea și suntem în învățământ. Profesorii anunță sau redau în clasă informații.
atunci, în momentul acela, el este atent să perceapă informația. După aia nu mai are ocazia, pentru că vine altă informație și nu mai face legături. Ei, toate aceste lucruri, noi la antrenament le cultivăm printr-un timp feedback de informații și de mesaj și de instruire, de educație. E foarte multă educație la antrenament. Foarte, foarte multă educație. Cuplată cu disciplina. Mai este o problemă. Părinții care îi aduci pe copii au început și ei să-și modifice un pic concepția. De la banala concepție, este toxica concepție, că e o bătaie acolo, că e violență. Și au stat la antrenament, s-au văzut și ei. Chiar vreau să vă întreb, copii, părinții, când au o reticență în a da copiii să practice arte marțiale, spun, domnule, mi-e frică, copilul meu să fie lovit, să nu pățească ceva. Da. Vai, domn profesor, aveți grijă de el, da, să-l cocoloșiți bine, să-l protejați, să nu pățească ceva, să stea și el într-un colț acolo, să facă trei genoflexiuni, să zică că face sport. Ați avut această concepție greșită, aș putea spune, din partea părinților, pentru că mulți poate nu știu în esență ce înseamnă Shotokan. Exact. Exact. Explicăm acum și mă bucur că poate și telespectatorii dumneavoastră o să aibă ocazia unică în viața lor să înțeleagă foarte bine că karatele n-a fost un sport. A fost un sistem de apărare al vieții lor în fața inamicului. Omul are posibilitatea să se apere de cineva, folosindu-și mâinile, picioarele, și are în dotare. De fapt, toată lumea animală face așa ceva. Domnul Costache, toată lumea se apără în lumea animalelor. Toți, ei, oamenii la fel se apără. Iar când un om știe să se apere, celălalt om care știe să-l atace, știind că știe să se apere, nu-l mai atacă. Că știe să se apere. E simplu. Și-a intrat la pacea. La noi, la club, exact gândirea aceasta este. Toți oamenii se luptă între ei, dar este un joc. Un joc. Cine vine la mine, de exemplu, un club nou, să zicem, lovește cu piciorul, da? Păi el, tendința lui, gândirea lui, este să-l lovească pe acela, să-l răpună, să-l ducă jos. Nu! Greșeală! Eu mă mișc cu piciorul pentru mine, pentru că vreau să-mi exersez o mișcare. Nu mă duc cu intenția să-l lovesc pe acela. Eu fac un sport, fac o mișcare. Îndenenicez ceva. Cum să spun? Am coasa în mână. Păi nu mă duc cu coasa să lovesc pe cineva. Mă duc cu coasa să tund iarba. Exact așa și aici. Eu fac o mișcare. Fac un exercițiu. Exercițiu fizic, da. Ei, lumea nu înțelege asta. Atunci când participați la concursuri, nu știu multe reguli din Shotokan. Cum sunt probele? Sunt și probe individuale de kata? Sunt probe față în față? Sunt probele pe echipe? Cum punctează? Trebuie să mergi cu o echipă mixtă, băieți, fete? Da. Cum sunt probele? Vă rog să detaliați, pentru că poate mulți nu cunosc. Da, arte marțiale înseamnă că intră pe tatami doi și își dau pumni în cap acolo, pe care rămâne în picioare, rămâne învingător. Antrenamentul de karate se împarte în două secțiuni. Kata, care înseamnă o luptă imaginară cu mai mulți adversari, și kumite, care înseamnă lupta în sine. Mai este o probă de Kihon Kumite care îi învață pe copii să facă anumite tehnici, să le perfecționeze, după care le exersează în Kumite sau în Kata. La competiții, aceste două probe sunt. Proba de Kata, proba de Kumite. Bun, diversificat. Kata sincron pe echipe sau Kata individual. La Kumite, tot așa. Kumite între doi parteneri. Bun. Problema care este? Mișcarea de karate este o mișcare banală. De mână sau de picior. Numai că viteza este problema. Și foarte mulți obosesc la antrenament și asta arată sănătatea omului. Îi pun pe oameni, de exemplu, să lovească repede cu mâna. Reacția asta. Asta arată dacă e sănătos. Dacă el se mișcă greu, dacă reacționează lent, arată clar cât de sănătos. Deci juriu care este la un concurs... Exact, știi, pe astea două probleme. Sensei centură neagră, mulți ani de arte marțiale în spate, la o probă de kata, spunem. La kumite, într-adevăr, poate sunt loviturile și se punctează altceva. Dar la kata, asta urmăresc viteza de reacție a sportivului. Viteza de reacție, contracția, tehnica perfectă. Iar la kata sincron, cu 3-5 adversari, se urmărește perfect sincronul. Deci fiecare mișcare este exact în oglindă pentru celălalt. Exact. Ceea ce e foarte greu de atins. La viteza de reacție în karate, să atingi sincronul e ceva foarte greu. La fel ca și în alte sporturi de contact, bănuiesc că sunt împărțiți pe categorii de greutate, nu? Bineînțeles, datorită creșterii.
datorită de sistemelor de diferență în masă musculară, în înălțime, în... Bun. Da. Deci avem cadet, juniori, seniori. Cele trei mari categorii. La cadet până în 12 ani, juniori până în 18 ani, de la 18 ani seniori. De asemenea, în aceste trei secții avem departajat pe greutate. Și mai este ultima categorie, cea mai performant, cea mai open-ul, open vestis, care înseamnă de la senior, de la 30 de ani până la 35 de ani în competiții și profesional până la 50 de ani. Eu fac open chiar și la 60 de ani. Cum stă România pe plan național? Aș vrea să-mi spuneți unde ar fi polii șotocanului în România în momentul de față, care ar fi cele mai populare cluburi din România și cum stăm și pe plan internațional, cum stă Federația Română de Arte Marțiale cu șotocanul la participarea în competițiile internaționale? Din 2008, Federația Română de Karate s-a cam împărțit în anumite federații. Eu aparțin de Federația Internațională de Shotokan, Shihan Sensei Katsuya, din Japonia, iar la București, Shihan Ungureanu. România are rezultate internaționale, dar totuși precare față de alte țări. Avem copii talentați până în 18 ani care iau medalii, iau la categoria de seniori mai puțină. De ce? Pentru că intervine exact problema care am spus anterior. Oamenii după ce termină liceul, datorită implementării exact, sociale... Exact, exact la problema care ați ridicat. Deci da. Este o problemă care să se reflectă și pe în plan da. Profesionist, dacă am putea spune așa. Da. Deci ei ajung să reprezinte țara la un concurs, merg foarte bine până la nivelul de seniorat. Deși vârsta, domnul Emanuel, vârsta ideală pentru atinge apogeul în karate nu e o 20 de ani sau 18 ani, e 30 de ani. Karateca a împlinit din toate punctele de vedere, matur, viteză de reacție, concentrare, gândirea aceea de karateca, la 30-35 de ani atinge. Ei, prea puțin mai avem în țară la vârsta asta să facă competițional. Sigur, avem antrenori, antrenorii continuă, ca și mine, facem, ne dăm toată silința, dar performanță competițională la 30 ceva de ani, foarte puțin avem. Unde ar mai fi în țară niște centre de Shotokan așa cu tradiție? Adică la Rădăuți clar și vă cunoaște lumea. Sunteți, deci v-am spus, unul din pionierii Shotokanului. Cluburi de karate, în general, sunt acolo unde lumea este mai mondenă, mai deschisă mental în privința societății, mai în orașele mari în general, Bucureștiul, prima, este locul unde se dă ceasul, unde se dă timpul, ar mai fi Botoșani, unde este un bun sensei Costel Poleac, foarte bun, foarte bun karateca, și mai ales și Pindorohoi, am înțeles. Iar în zona noastră, Shotokan, în Suceava, cam foarte, am înțeles Iașu. Că în Suceava era un club, nu mai știu dacă mai este. Aici, în Rădăuș, este clubul meu, clubul Taigasan în Rădăuș, și prin zona pe aici nu prea mai avem. Cum, apropo, uite, în Franța, de exemplu, domnul Costație, păi în Franța aproape în fiecare comună e club de karate. Am vorbit cu un partenerat cu un club din Lyon, păi clubul acela din Lyon are deschise secții ale clubului în fel zeci de sate. Probabil că fac și școli. Probabil că fac și în școli. Deci au posibilitatea la ce baze sportive au și... Întrebați-vă dumneavoastră, cum arată imaginea a unor bătrâni de la 70 de ani în sus, care pleacă pe străzile Lyonului cu cimonourile pe ei. Toți au centuri negre, de la 3 ani în sus. Și toți au peste femei și bărbați. Dacă te uiți din spate la femeia aceea, este super frumoasă. De-aia e tineră, este de 30 de ani. Și din față o vezi tânără. Un pic figura îi arată că e un pic mai bună. Corpul este de o femeie de 30 de ani. La fel și la bărbați. Peste 70 de ani. Fac karate. Și majoritatea în Franța. Care fac la vârstă înaintată. De ce? De ce la noi nimeni nu face așa ceva? Nu știu. Alt stil de viață, altă optică, alte concepții. Și copiilor cât fac, dacă bătrânii fac. Franța a fost mereu campioană mondială de-a cursul anilor, dar sunt împăinzeniți cu lui. Campionatele mondiale se organizează mereu la Paris, în diferite sporturi. Dacă este în șotocanul acesta, campion mondial în Kyokushinga, după aceea la anul, campion mondial în Tai Mai și în alte. Parisul este un oraș al karatelor. Este fantastic.
Japonezii nu sunt o forță și... Oh, nu mai vorbesc, acolo e un liceu. Strămoșii karate. Ei au universități, au școli, un liceu, obligatoriu se face. În grădiniță, obligatoriu. Deci în Japonia nu, în Japonia e mediul de viață, e orice familie are așa ceva. Chiar dacă americanismul sau viața modernă, occidentală a intervenit acolo, ei nu au lăsat viața de... Nu? Niciodată. La stările de copil, la stările de copil de grădiniță chiar. Pe când, și în partea asiatică, în Coreea, la fel, tot asiatic în general, talandezi, deci țin la tradițiile, la sporturile lor. Ei, uite, la noi, ca pe tot, ca orice sport. O să revenim să mai discutăm despre tainele acestui sport și o să vreau să-mi spuneți, după pauză, cum ați reușit să gestionați situația în perioada aceasta de pandemie, care a fost și a pus stop cam la toate sporturile. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Revenim cu partea a doua a emisiunii Scena Sportului. Invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Mircea Manole, reprezentantul artelor marțiale, reprezentantul Shotokanului aici la noi în studio. Domnule profesor, în prima parte ne-ați explicat ceea ce este Shotokanul, modul de viață, pentru ce este benefic. Am spus înainte de pauză că aș vrea să detaliați cum ați reușit să gestionați situația în perioada de pandemie și cum ați menținut relația cu elevii dumneavoastră, pentru că cei ce practică Shotokanul și sunt alături de dumneavoastră sunt convins că antrenamentele fizice alături de dumneavoastră le iubesc cel mai mult și atunci ar fi vrut să... Cum ați gestionat dumneavoastră această situație? Foarte greu. Foarte greu. Ne-a lovit ca un ciocan în cap. De fapt, toată planeta aceasta e întoarsă pe dos, dar pe noi, sportivii, ne-am simțit mai bine decât alte sectoare de populație. În principiu, se a mers pe ideea că și sportul ar putea să se facă online ca învățământul. Nu, așa ceva e o prostie uriașă. După cum nici învățământul nu se poate face online, învățământul de bază în care formezi un copil nu se poate face online. Da, se face învățământul performant de studiu online, dar învățământul de formare nu se poate face online. Nu merge. Bun, cu atât mai mult sportul, cu atât mai mult sportul unde aici ne influențăm caracterele puternic, puternic. Bun, mă credeți, domnule Manuel, că am făcut 2 luni online karate? Deci eu făceam la mine în apartament, copiii făceau la ei în apartament. Nu, erau nervoși. Sensei, eu nu mai fac copii. Copiii spun ce gândesc. Fără discuție. Sensei, nu, haideți să mergem afară. Bun, am mers afară. Am făcut afară, pe unde am putut. Bun, a venit de la domnul prim-ministru ordin că nici afară nu se poate. Într-un întâlnire mai mult de câteva persoane. Noi ne distanțam la 5 metri, făceam fiecare unde apucam. Nu, întâlniri de grupuri de mai mult de 3 nu se poate afară. Dacă ne prinde cineva că facem... Ei, vedeți, în această perioadă ați ajuns la vremurile dinainte de 1990. Mai grav. Să vă întâlniți, da. Erați pasibil și de amenzi. Erați că nu respectați. Dar cine nu știe atunci că facem? Poliția și securitatea. Dar totuși, încidea ochii, domnule, nu se poate. Până la să nu fie violență în școală, om ai energie, copilul, hai să facă un ceva. Deci se încidea ochii. Dar aici cearne... Ei... Am făcut cum am putut, domnul Costație. Deci am făcut afară, am făcut online, după aia am făcut în sală mai încoace când s-a început să se dea asta voie. Asta vreau să văd. Cam când ați început antrenamentele? Am început acum vreo 2 luni de zile, deși tot așa nu era voie. Etc. Am tipat la copii, că nu erau obișnuiți copii să stea distanțați 2 metri. Așa copiii vor... Așa, cumite n-aveam voie să facem. Asta vreau să spun. Doar să facă kata, să lucrați, să le vedeți dumneavoastră viteza de reacție, să vedeți să facă exercițiu individuale, da. Pentru că așa au venit normativ, da, inclusiv la orele de educație fizică și sport, că nu au voie, exact, să facă, da, perechi decât individual. Cumite numai, să era contact, nu se mai putea. De, nu știu, cred că sunt maxim 2 săptămâni de când domnul ministru al sportului a zis că se pot relua sporturile de contact, să înceapă competițiile la sporturile de contact. Spune că am auzit vestea asta, nici... Da, eu nu venim nimeni de la cap și cu ei. Da, maxim 2 săptămâni am auzit că se pot reîncepe competițiile la sporturile de contact. Problema măștii. Am încercat toate rutinele. Am zis, domnule, dacă se poartă marca, gata, haide, copiii purtați marca. S-au uitat la mine ca zombie.
Purtăm marca sensei, purtați masca, zice regulamentul, asta este. Bun, au început copiii să facă cu mască, s-au dat jos masca, s-au enervat, n-aveau aer, n-aveau nimic, la eforturile acestea imense, a avea masca, nu se poate, nu se poate. De altfel, țin clase, copiii cu greu suportă masca. Eu acum sunt un sportiv, am nevoie de oxigen. Regimul meu muscular este un regim ca mașina sport. Nu pot să stau cu mască permanent. Un om obișnuit care nu respiră puternic ca mine, poate să stai, dar nu merge. Dar cea mască este un impediment foarte... Ați avut competiții în această perioadă care au fost anulate sau cel puțin da, pe plan internațional, poate au fost campionate europene, mondiale? Nu, s-au anulat. Au fost anulat. Știți ceva, trebuie se reprogramează pentru sfârșit sau tot ce este anul ăsta, practic este un an pierdut și se reprogramează pe la anul gen Jocurile Olimpice. Vedeți, au fost acum vreo 4-5 competiții la care trebuia să mergem. Niciunul nu s-a ținut. Toată lumea e nervoasă. Și București e nervos, și Iasu, și Botoșan, Oradea, nu mai vorbesc. Toți ne dăm telefoane între noi. Băi, ce facem? Ne mai întâlnim, ne mai ducem noi la ei, ei mai vin la noi. Facem așa, cu ușă închise, fără nimic, fără nicio veste. Dar, mă gândesc că, până la urmă, să se dea drumul la competiții, nu se înțelege, problema nu s-a rezolvat, nici doctorii nu știu cum s-a rezolvat problema aceasta, cum să te facă competiție de contact purtând mască, nu se poate cu mască. Păi bun, fă testele, testele. O să fie pe nivel de teste, sunt convins că așa domnule Manuel, testele și focalizarea coronavirus, astea sunt cele două mari soluții. Așa este. Pentru că am urmărit reluarea competițiilor de rugby și acolo putem spune că și acolo este un sport de contact, bă din cortă, forță, multă contacte. Da. La început spuneau că ar relua sportul fără grămadă. Păi grămada e esența acestui joc de rugby. Nu se poate fără grămadă. Am văzut, s-au reluat competițiile tot așa, în condițiile de testare a sportivilor. Vedeți că în momentul de față și aici la clubul de fotbal sunt niște probleme tot din cauza testelor pozitive care au ieșit. Este un virus, o să trecem și peste asta, se va inventa și vaccinul cât de curând. Bănuiesc că în momentul vaccinării nu o să mai fie condiția testării sau vii cu dovada vaccinului, nu mai trebuie să mergi că spui că ești acum testat. Acum mai este o problemă, domnul Costace. Omul sănătos rezistă mai bine la virus. Hai să fim serios. Vedeți, oamenii în vârstă sunt mai atacați sau oamenii cu probleme sunt mai atacați de virus pentru că el cade și imunitatea. Însă sportivul care ia vitamine, minerale, are un regim de, cum eu am eu, de exemplu, eu mănânc foarte puțin, la mine fi de regol tot timpul. Mănânc exact când mi-e foame și mănânc foarte, mănânc un baton proteic cu vitamine, adică am un regim de mâncare drastic, drastic. Nu mănânc orice. Se fac și mișcare? Nu există chiar așa mari șanse de a lua... De a rezista, devii imun, fără discuție. Cum să vă spun eu, s-a mers prea exagerat pe îmbolnăvirea populației cu virus. S-a mers prea exagerat. Nu. Dacă oamenii, domnul Cotis, vă spun în fața rădăuțului, dacă oamenii fac sport și mănâncă echilibrat, și pandemie. Ne vorbim de așa ceva. Prionul principal al sănătății este mișcarea, este sportul. Făcând sport, de aia mă surprinde mine, în grădirile acestea, nu facem sport, nu avem voie să facem sport. Păi dacă vrem să fim sănătoși, sport nu avem voie să facem, cum să fim sănătoși? Păi uite, eu ne dau la ora asta, toate stadioanele sunt închise. Tot e închis. De ce? Proverbul latin, da, mens sana in corpore sano. Deci exact. Numai de acolo trebuie să plecăm, să îndrumăm toată lumea să facă sport. Și vom fi sănătoși, cu pe toții. Plin stadioane, plin totul de om. Și în momentul când domnul este un om sănătos. Dacă nu face mișcare, nu este un om sănătos. Vreau să vă întreb, cam câți copii aveți în momentul de față? Care ar fi, și care ar fi polii de vârstă? Minimum, maximum. Care ar fi cel mai mic și care ar fi cel mai în vârstă practicant? Cel mai mic are 7 ani și cel mai mare are 18 ani. Copii. Vedeți, nu am niciun... Toți care au ajuns la maturitate și care sunt foarte buni, nu mai fac. Ce părere aveți de un mare sportiv care acum e foarte gras? Și-a făcut karate, performant. Am e foarte gras. Și mă întâlnesc că nu-l rădăuți. Ne întâlnim. Și mă vede suplă pe mine. Mircea, tu nu te-ai lăsat. Nu. Eu m-am lăsat și am probleme cu ficatul.
Dar nu numai, aici este o problemă generalizată, nu numai, uitați, și toți sportivii care... Nu, haideți să facem un mod de viață. Au avut un mod de viață cu o alimentație corectă, cu un program fizic, un orar bine stabilit. Au făcut 10, 15, 20 de ani, același lucru au fost, cum a spus dumneavoastră, supli, sănătoși, cu o anumită prestanță. În momentul când au lăsat și au întrerupt toate acestea și a intervenit altă alimentație, alt stil de viață... Brusc te deformează. Da, se deformează. Brusc, pentru că tu ai un regim pe care corpul nu-l mai percepe. L-ai dat peste cap cu totul. Nu știi ce să aleagă. Corpul este o mașinărie foarte fină. Foarte fină. Practicanții acestui sport, uitați că ați vorbit dumneavoastră de cei trei titani, am putea spune, artelor marțiale, toată lumea cunoaște, atât pe Ucu, cât și pe Luigi, cât și pe Florin. Toți trei s-au îndreptat către, au avut uniformă de serviciu, dacă putem spune așa. Da. Și este un sport care ajută tinerii, îi face, a spus dumneavoastră când, într-o discuție pe care o aveam, că pe vremuri cei care practicau erau chiar racolați de către aceste servicii. Vârfurile de bază. Așa. Da. Îi ajută pe copii să se ducă, de exemplu, spre o carieră militară? Absolut. Deci și acum se urmărește acest lucru. Deci copiii care fac karate au șanse mult mai mari decât alții să rămână în poliție, în armată, în structuri de apărare, în structuri de intervenție rapidă, în toate aceste departamente care sunt plătite foarte bine acum. Și așa și trebuie, pentru că ordinea unei state este primordială, ca și sănătatea, ca și învățământul, acestea sunt structuri de bază ale societății. Ei, exact copiii, exact așa gândesc acum și nu chiar e bine. E bine că fac pentru o carieră mai departe, că vor face sport, dar întâi să înțeleagă sănătatea, după care vine și aceste avantaje. Eu la copii l-am spus, mai copii, sunt profesor în învățământ, dacă nu făceam sport, învățământul pentru mine să stau la oră, numai cerebral, să mă bat cu copiii aceia, păi mă îngreșeam, mă făceam, pe mine sportul m-a salvat, am împăcat două lucruri paralel, aparent antagonice, aparent opozante. Ei, copiii au început să înțeleagă ce este și învață și la școală bine și fac și sport. Și vor merge și în carieră de specialitate, unde e nevoie de... Le-am spus la copii, învățați bine și calculatoare, pentru că vă trebuie, unde vă să lucrați în departamente de intervenție rapidă, va trebui să știți și alții, învățați trei limbi străine, dar faceți și carte la nivel la 2 de ani, 3 de ani, adică performanța, faceți și vă și palmeri. Acum e momentul să faceți totul. Acum când sunteți la vârsta asta, când puteți. După aia vin problemele de la vreo 20 de ani în sus, când se complică, dai peste cap tot, nu mai puterea să faci. Domnule profesor, care ar fi, spuneți-ne și nouă, că cei care suntem atrași de această lume a karateului, a Shotokanului. Dați-ne niște nume de mari campioni. Uitați, este un sport care nu este mediatizat ca fotbalul, ca luptele, ca, nu știu, dau și unui handbal. Nu știu, poate sunt niște corifei pe plan internațional, niște japonezi, niște francezi sau la noi din țară. Care ar fi vârfurile pe care le-am avut, cu care ne putem... Adică, nu știu, bănuiesc, trebuie să fie un român care atunci când merge la Paris, la un campion mondial... Iubitorii Shotokanului din lumea întreagă, când îl văd, da, domnule, ăsta este domnul Manoli Mircea din România, îl știm, campion multiplu. Avem așa ceva cu care ne putem mândri pe plan internațional și care avem. Cei de afară? Pe vremea mea era domnul Florentin Mainescu. Sensei Florin, a fost și președintele Federației Române. Da. După aceea au fost doi mari karatisti care au făcut în trainatate în Belgrad, Adrian Popescu și Dan Stoparu, și au fost și senseii mei, unul pentru tradițional și unul pe karate moderne. Diferite amândouă, dar se completează. De asemenea, au fost foarte buni, palmares. De asemenea, mai încoace Lucian Băroiu, care a fost campion și în Italia, și în România, campion european. Și hanul meu, din federația mea, sensei ungureanu. Era foarte bun pe vremea, foarte, cu foarte multe premii internaționale. Am avut. Acum mi-e mai greu să mai avem. E mai greu. La copii avem. Avem premii ani și în Turcia. Uite, acum 2 ani am avut din țară 2 copii din Râmnicu cu Vâltea și parcă din București. Am avut aurul și la comite și la Cata, la Istanbul. Deci avem copii.
până în 18 ani avem copii. Dar la vârstă mai mare, mai rar. Foarte rar. De ce nu continuă acești copii? Dacă sunt campioni europeni, titrați pe plan internațional, ce îi oprește? Bine, nu mai vorbim de situația socială. Poate, cum a spus dumneavoastră, se duce undeva unde are garanția zilei de mâine, are un serviciu care îi asigură trai mai bun și întrerupe sportul, spune stop, că de la sport nu am nimic. Domnule Emanuel, apare un conflict aici între Ministerul Învățământului și Ministerul Sportului. De ce? Pentru că copiii practică învățământul. Și sunt fel de, cum să spun eu, de intervenții între aceste două ministere, care mai pe care să-l ia ca patronaj copilul. Ministerul Învățământului, toate federațiile de care se treacă sub Ministerul Învățământului, pentru că sunt copiii din învățământ, și noi să facem antrenament cu copiii, să ne dea ei o taxă acolo, să noi să le performanță, iar și ei să ne plătească, știți cum se plătește învățământul? Munca este norma. Este mult mai mare la antrenamente decât în alte părți. Bun, și iar pe de altă parte, Ministerul Sportului spune, domnule, zice, noi, dacă veniți la noi, vă asigurăm. Ce să ne asigurați? Pe noi avem nevoie de o sală specială pentru antrenamente. Avem o sală de dojo, unde avem nevoie de parchet special pentru antrenamente. Avem nevoie de fel de echipamente. Avem nevoie ca acele echipamente să fie perfect în sală. Tu ne dai sala... Este un sport costisitor? Șotocanul? Nu, nu este. La început este costisitor, până faci o sală pentru așa ceva. Unde ai săl, stași de nisip, stași de box, unde să ai fel de tamesivare pe margini, să ai tatami special pentru două, adică trebuie niște lucruri la început. Bun, sala devine specifică antrenamente de karate după aceea. Ori noi facem în sălile liceelor, care astea sunt săli generale. Săli generale cu suprafață de joc pentru jocuri sportive. Exact. Deci eu nu pot să fac o secerare, nu pot să le iau să arunc jos. N-aveți o saltea, n-aveți un tatami. N-am nimic. Eu nu pot să fac la nivelul cerut de o competiție, unde cum fac francezii, care au săl, numai săl specificate pentru karate. La fel și englezi, la fel și belgieni, la fel și... Ha, n-ai ce să le pui cu aia, care fac numai așa ceva. Da. Ați pomenit de sensei Florentin Marinescu. Eu, pentru a aduce un plus acestui sport, trebuie să specific că sensei Florentin Marinescu a fost preparator fizic, dacă nu mă înșel, chiar la echipa națională de fotbal a României. Da, da. A cochetat cu cluburi de fotbal, deci da. Asta înseamnă că practicarea artelor marțiale și fiind cineva în un nume în acest sport, te poate duce și... Adică a avut un respect și în alte sporturi. Dom'le, dacă ăsta este un vârf în domeniul lui, cu siguranță ne poate pregăti și sportivii noștri, pentru că a spus că nu e vorba de ridicat greutăți de aici, e exact pentru ce trebuie un sportiv, alergare, da, agilitate, pentru lucrurile astea a fost făcut. Știți care este problema? Problemul lui Ceaușescu era o chestiune interesantă. Un sportiv bun în ceva era erou național și toată lumea îl știa și toată lumea îl cerea. Și în felul ăsta avea și o publicitate enormă, uriașă. Acum, dacă cineva e performant într-un domeniu, bun, îi dai o știre la televizor și la revedere. Și s-a evaporat. Din artele marțiale, în afară de taekwondo, este vreo ramură care este la Jocurile Olimpice? Este o ramură olimpică? Am înțeles că se discută și acum, și este în discuție, a venit și pandemia aceasta, asiaticii au cuvântul. Da, da, corect. Asta este. Însă părerea mea, și cred că se va la această idee, șotocanul să fie sport olimpic. De ce? V-am întrebat pentru că dumneavoastră ați spus este un mod de viață în țările asiatice. A fost creat ca un stil de pentru armate, pentru autoapărare, pentru... Da. S-a dezvoltat în timp, a ajuns să fie, vorbiți de Franța, deci de ceva Franța deja, da, am înțeles, da, gata, acolo, da, să, acolo ca un stil de viață. Da. S-ar putea face, adică taekwondo, na, am înțeles, și la noi sunt, este sport olimpic, dar este un sport care îl putem asimila luptelor, atletismului, adică un sport care are o vechime de sute de ani. Deosebire între Shotokan și celelalte stiluri de karate sau de arte marțiale este următoarea. Shotokanul aplică cele mai simple tehnici. Cele mai... Lovitura cu piciorul de la distanță, lovitura cu punul la distanță, pe când, deci pe Kyokushinkai, se bazează pe contactul mai de aproape. Unde aici trebuie să ai și rezistență musculară, rezistență fizică, de contact puternic, și să ai și forță de împingere. Luptele nu mai vorbesc.
acolo intervine și masa musculară, pentru că trebuie să-l iei pe om, să-l arunci, să-l iei, sau să-l blochezi, sau să-l... Judo la fel. Are luptele cu viteză de reacție mai mare, judo. Bun. Taimai, e din partea tailandeză, folosește mai mult picioarele. Boxul folosește mai mult mâna. Kickboxul folosește picior, mână, în stil de box. Dar toate cu lovituri de forță. Ei, Shotokanul vine și rezolvă o problemă interesantă aici. De ce a fost el la bază? Oamenii dintotdeauna au știut, domnule, nu prin forță rezolvă problema. Pentru că la forță ne separăm ca oameni. Unii sunt mai forțuri decât alții. La viteză. La viteză rezolvă problema. Dacă eu l-am lovit primul, sau dacă m-am putut feri de el, la revedere. Deci, aici este succesul Shotokanului. Domnule profesor, încet, încet ne apropiem și noi de final. Aș vrea să spunem câteva lucruri despre clubul Taigasan. Ce urmează pentru sportivii clubului Taigasan și ce vă propuneți să mai faceți în acest an, dacă veți mai avea competiții sau pentru anul viitor, plus încă faptul că aș vrea să faceți acel apel totdeauna care l-ați făcut dumneavoastră, să dea părinții copiii la sport, unii v-ar putea găsi, unii pot să aducă copiii să facă Shotokan. Da, deci clubul Taigasan este un club tânăr din 2015. De cum l-am înființat? L-am intrat în competiții, am luat direct. Spun telespectatorilor din oraș, de Rădăuți, că m-am dus cu 6 copii și peste tot am fost primii. Aș vrea să pomeniți niște nume de copii, ca să știe lumea, să știe rădăuțenii. Domnule, uitați, sportivii clubului Taigasan, pregătiți de Sensei deci, Manole Mircea, au fost la concursul și au obținut titluri. Predeosebit de alte cluburi care vin la competiții cu câte 70, 80, 100 de copii, eu nu m-am putut deplasa mai mult de 10 copii. Și cu toți cei 10 copii am venit cu aur, argint și bronz. Scurt. Am ras peste tot. Știu minte că în 2015, prima dată când ne-am dus, finala la seniori s-a dat între Rădăuți și București. Da. Și noi ne-am dus doar cu 7 copii atunci. Și am eliminat vreo 16 cluburi. Cluburi care veneau cu zeci de copii. Zeci de copii. Ei, însă sensei ungurean nu spunea, zice, băi, Rădăuți acolo să muncesc la greu, la sânge. Adică, bun. Da, uite, am copii foarte buni, Puha Nicușor Andrei, de exemplu, de la profesională, de la școala profesională, este în clasa 11-a de prână la Colegiul Tehnic, a luat argintul și aur la comitea anul trecut, acum sigur va lua iară un aur. E foarte bun, e foarte rapid. Sergiu Vlăișan din Vicov. Un băiat de 12 ani din clasa 7-a. La fel a luat și el, foarte bun. Culmea, am 4 copii din Vicovul de sus, toți medaliați cu argint și cu aur 2 din ei. Deci ei fac naveta. Că din Rădăuți n-am decât vreo 3. Atât am din Rădăuți. Și din foști sportivi, să ne pomeniți câțiva, adică dacă din 2015 când au câștigat titluri... Am un băiat foarte bun care este la Suceava, ca inginer IT-ist în IT, Maciuc Alexandru, centru neagră undan, tot așa foarte bun, argint la cumite, pe sar, la seniori, deci unde era cel mai greu acolo. Da, am avut un băiat jurabil din el care, din cauza sărăcea, trebuie să plece la muncă în străinătate. Iar un băiat extrem de talentat. El la care mâine în karate avea mai aur. Eu am văzut diplomele la dumneavoastră și știu de asta. Jurabil din el a plecat la muncă. Din numeroase titluri obținute. Îmi pare rău, am pierdut un băiat valoros. Bornal Nicolae, care tot așa a trebuit să plece în viață la muncă, în alte probleme, s-a lăsat de karate. Iar a avut bronzul la cumite, tot așa, pe sară, la categorii grele, deci cu Topen, cu Casabanciu, care au condiții, au sala lor de karate, tot așa, deci condiții super, nu, noi facem așa de sport aici pentru toată lumea. Bun, am avut foarte mult copii, în fiecare an mereu vin copii. Anul acesta mi-a venit iar niște copii tineri, am un copil de 7 ani, spre 8 ani, Emanuel, care promite foarte rapid, foarte așa, sigur va lua ceva. Ce vă propuneți în acest an? Veți mai avea vreo competiție unde trebuie să participați? Am vorbit cu Sensei Yogen. Este vorba în octombrie să vedem cum facem să organizăm tot asta. Nu-i voie să organizăm înțelegeri între noi. Băi, haideți să facem între noi. Că... S-a dat drumul la sportul de contact. Vedem, poate o să spună dacă vă dați seama că un cost suplimentar cu teste și așa și nu aveți, nu puteți participa, doar dacă faceți... Imaginați-vă că s-au desfințat zeci de cluburi în țară din cauza pandemiei. S-au desfințat. Copiii n-au mai venit la antrenamente. Nu mai funcționează clubul.
din cauza pandemiei, ceea ce e foarte grav. Ei, dar de la anul să vedem cum facem, va fi o ședință adunare generală acum în toamnă și vom stabili un calendar clar de competiții pentru anul următor. Numai, indiferent de... Domnule profesor, ca în sport, cronometru merge, funcționează, da, ne arată că ne apropiem de final. Un cuvânt de încheiere și poate aveți de adresat un mesaj către practicanții artelor marțiale sau pentru cei care vor să practice acest frumos sport. Rog părinții, mai ales din orașul Radeuți, să aducă copiii la acest sport. Este un sport dinamic. Se mișcă și cu mâini și cu picioarele. Își dezvoltă corpul în toate aspectele lui, fizicii și biochimice. De asemenea, nu este un sport de violență, este un sport de dezvoltare a calităților psihice și motrice. Se face foarte multă educație, copiii devin foarte disciplinați, își măresc atenția, concentrarea, învață și bine la școală, deci numai și numai, au și o carieră în domeniu, deci automat numai beneficiau. Toată problema este să... Am înțeles, deci este clar, dumneavoastră susțineți și faceți un apel părinților să dea copiii să facă sport. Ați explicat pendelete în decursul aproape ore de emisiune, care sunt beneficiile acestui sport. Este un sport care îi ajută din toate punctele de vedere. Ați enumerat niște nume care au ajuns cineva în viață datorită, am putea spune, practicării acestui sport. Iată că ne-am apropiat de final. Încheiem, dragi telespectatori, aceasta a fost scena sportului de astăzi. Am avut ocazia să stăm de vorbă cu domnul sensei Manole Mircea, unul din cei mai vechi practicanți, dacă nu chiar cel mai vechi din orașul Rădăuți, reprezentantul Șotocanului. Îi mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Domn profesor, de-abia aștept să mergeți la competiții și să facem o emisiune următoare cu medaliații pe care i-a antrenat dumneavoastră. Eu vă aștept cu drag. Programul nostru este sâmbătă obligatoriu de la ora 12 la Colegiul Tehnic, la sala sport a colegiului. Și cine vine acolo, vorbim mai departe, cine dorește, luăm legătura acolo. Și vă aștept cu drag să vedeți niște lupte frumoase de karate la care și bucureștenii noștri se uită câteodată. Am înțeles. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Aceasta a fost scena sportului de astăzi. O zi minunată să aveți. La revedere!